Bună ziua și bun venit la canalul meu de YouTube, Oracoscop by Mary. Continuăm cu Zodia Pești, care este zodie de apă, începe din 19 februarie și ține până în 20 martie. Înainte de a începe, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru vizionare și să spun bun venit noilor abonați. După cum știți, pentru această citire folosim setul de cărți pe care îl avem aici în față, The Romance Angels Oracle Cards, care a fost creat de Dorin Vârciu și este destinat iubirii, dragostei și relației de cuplu. Haideți să vedem care este cartea care dorește să ne vorbească pentru voi, pești, pentru luna aprilie 2018, ce reprezintă ea și ce mesaje are de transmis. Această carte este Iubește-te întâi pe tine. Iubirea de sine te face mult mai atractivă din punct de vedere romantic. Dacă îți dorești mai mult romantism în viața ta, privește-te întâi pe tine. Încearcă să nu fii critică în ceea ce te privește. Cu cât te iubești mai mult, cu atât ai mai mari șanse să fii iubită, plăcută și adorabilă și de cei din jurul tău. Ai încredere în tine, în capacitățile tale, ai grijă de tine și de corpul tău. Și nu te îngrijora, poți să fii adorabilă și plăcută și în timp ce îți stabilești limitele. Probabil că ar fi bine să petrești ceva timp singură, nu într-o relație. În această perioadă ai posibilitatea de a pătrunde, de a observa și interpreta propriile stări, dispozițiile mentale și emoționale, ca să poți înțelege tiparele după care îți aranjezi viața amoroasă. Pentru a-ți vindeca inima, trebuie să-ți găsești binecuvântări și lecții învățate pe care le-ai obținut în urma fiecarei experiențe din trecut. De exemplu, ai devenit mai puternică, mai independentă, mai răbdătoare în urma ultimei relații? Dacă da, ia cu tine partea bună a lucrurilor, lasă în urmă tot ceea ce a fost rău și negativ și privește în viitor cu încredere și speranță. Această carte îți arată importanța de a te iubi întâi pe tine, în special dacă te pregătești pentru o nouă relație sau dacă dorești să te vindeci de relația din care tocmai ai ieșit. Cu cât obții respect de sine mai repede, cu atât atragi mai repede persoane agreabile și plăcute în viața ta, iar aceasta va conduce la relații de prietenie și chiar romantice, sănătoase și bazate pe respect reciproc. Cam acestea au fost recomandările pentru voi, pești. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă rog să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați. Până data viitoare, vă doresc multă iubire și înțelegere. Numai bine!